În urma acestor discuții vom stabili zonele în care vom merge cu candidați proprii și zonele în care vom merge cu candidați comuni. Ștefan Alexandru Băișanu a precizat că este foarte important ca toate organele din județul Suceava să aibă stabilite planurile pentru următoarea perioadă și să fie scoase în evidență toate neregulile, astfel încât Alianța să ia măsuri. Alianța care își dorește să câștige președinția Consiliului Județean, primăria municipiului Suceava și, evident, cât mai multe primării din celelalte localități ale județului. Totodată vor fi prezentați și candidații care vor fi sondați din partea Partidului Național Liberal pentru funcțiile de, pentru ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, și anume pentru cei care vor candida la Consiliul Județean și la Primăria Suceava. În ceea ce privește candidatura lui Ștefan Alexandru Băișanu, acesta a precizat: eu am spus că mă supun decizii partidului vis-a-vis de ceea ce voi face în campanie electorală. Voi candida acolo unde partidul consideră că este nevoie de mine. Dar unde v-a face plăcere să vă numească partidul? Mi-este indiferent. Asta înseamnă că lupți pentru, fie pentru municipiul Suceava, fie pentru județul Suceava. Deci lupți pentru suceveni. Pentru mine asta este o mare onoare.